Partea 1 din Cartea de Aur Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org Cartea de Aur de Alexandru Macedonski Capitolul 1 Zi de August Departe de București, între două șiruri de dealuri, de care satele se agață ca niște cuipuri de rândunele, sub caselor, se așterne o vale, ce e tăiată pe mijloc de apa plăviței. Acest râu, ce șerpuiește printre pajiștile și arăturile coperite, primăvara, cu talazurile de smarald și de aur ale grâului și ale rapiței, izvorăște tocmai din muntele Crestat. Dânsul, în această parte a curgerii lui, după ce o colește pe după obraniște de frasi, intră într-un zăvoi de plute și de sălcii unde, întârziindu-se câtva sub o umbră, i-a apucat în urmă de de la moara pitarului Stambulache, dar tainica liniștează voilui, prin a cărui iarbă înaltă cresc romanițe și gălbinași, e cu totul turpurată când morarul ridică stăvilarele și când plăvița, multă vreme contenită între zăgaruri, se repete între șchiapurile verzi de mucegai spre a se pe roata ce se pune în mișcare. Dinaintea morii, aproape că nu e ceas când doi-trei țărani să nu se opintească, să-și descarce din care saci cu porum sau cu grâu și să-i urce înăuntru cu un jurătur de cruci pe buze și cu credința nestrămutată în suflete. Malurile acestei ape sunt pe alocuri împâslite de iarbă și se fac pe altele tărn de nisip cu spărturi de mică schinteetoare prin ei. Pajiștile și arăturile cu bogăția lor de bucate se desfășoară peste râu până în boalele dealurilor și urcă uneori pe ele. Spre dreapta, acoperișurile de tinichea de la câteva biserici sătești răsar licăritoare în lumina unei zile de pe la începutul lui august. Din coace de plăviță, în poalele dealului din stânga, se ridică, veche și acoperită cu șindrilă, biserica comunei stâmbulești, al cărui turne ocoli de porumbei ce se îngurluiesc. Cu priveliște pe această fermecătoare vale, colț al unei elade de odinioară, albește, așezată cam la sfertul dealului, cula cu vor de zida a boierului stambulache. Pe coastă în sus, pornesc spre dânsa unii bătrâni, pruni călugărești cu prune cu gât, galbene și lunguiețe, pruni obișnuiți, duzi prăfuiți și nucii cu foilate și umbră mizorositoare. Amestecați în același asalt, pe care pomii și copacii îi dau dealului, se află un număr oarecare de corcoduși și câțiva cireși. Jos de tot, sub coastă, licărește oglinda de argint a unei bălți. Pe fața apelor ei nemișcate, o lume de frunze căzute îi întunecă pe lângă maluri limpeziciunea. Cerul însă îi albăstrește partea de la mijloc, pe când, mai spre lungă, ea se prelungește ca un gât și intră sub întunericul frunzelor, sângerat de moturile roșii ale trestiilor. Ici colo, atât pe margini cât și pe mijlocul bălții, nuferi albi și galbeni, trandafir plutitori, se mișcă după cum îi mână adierile, Printre ei, boul bălții, gândac dintre cei de tot mici, dar al cărui cânte grăsună de grăsună departe, sare de un sfert de stânjen în, în sus, sau, cu iuțel că are clipirilor, scârie oglinda tihnită a apelor, întocmai ca un diamant pe care o mână ageră ar trece pe fața unui geam. Odată cu urcarea coastei spre cula cuconului Stambulache, urcă și pomii ce, izbindu-se de gardurile curtei boierești, îi dau o col și o iau la mijloc. Aceasta obștească pornirea voii spre cucerirea înălțimilor, ce sunt întotdeauna în lumina soarelui sau a lunii, amenință cu rădăcinile pomilor și ierburilor să spargă gardul care împrejmuiește casa pitarului și, cu vremea, să dea iureș și culei, să se agațe de ea, să-i se îngleșteze în ziduri, să-i știrbească temelia și, rozundo, să o surpe și să o șteargă din fața pământului. Stambulache însă nu este om să se dea bătut cu una cu două, de cum venea primăvara, pune să se smulgă mărăciniile, starele și bălăriile din prejurul gardului și cu la urmea să zâmbească neatinsă dealurilor și văilor plăvite, ce se ducea la vale și călătorilor ce se duceau la deal ori la vale. În starea în care el moșteniste casa și moșea de la părinții săi, voia să le lase pe amândouă celor care îi vor fi urmași și mai cu seamă feciorului său întâi născut iar la această părere se unea și grăsulia cu coana Paraschiva, prea a lui soție. Și tot pentru aceasta, și fiindcă amândoi bătrânii știau că fiul lor costică, care de vreo două săptămâni își luase licența în drept, avea să le chiar în acea zi, și cu toate că își vedeau de treburile obișnuite, simțeau că le saltă inimile și că nu știu cum să-și mai găsească de lucru ca să le treacă de urâtul așteptării. În neastâmpărul său, Pitarul părăsea din vreme în vreme prunăria din dosul caselor, unde flăcăi și fete scuturau pomii, grămădind movile de neburmării, și alerga spre casă, unde, după ce urca în foișor, lua ochianul și se uita lung spre drumul cel mare. Cucoana Paraschiva, din cuhnia în care priveghea bătutul putineelor, îl zărea cu coada ochilor și, mică și grasă cum era, suia găfâind scara după el. Parcă văd ceva, îngâna dânsa, trăgându-și răsuflarea, dar tocmai colo departe, de la deal de moara sârbului, în dreptul plopilor din hotarul vârteșilor. Stambulache își cu o batistă vărgată, sudoarea de pe capul lui pleșu și lucios ca un pepene verde, și, apropiindu-și iar de ochean plapele roșii, deasupra cărora nu se mai aflau decât vreo de trei-patru fire de păr alb, se uita lung spre drumul mare și se uita mai ales de la deal de moara sârbului în drept hotarului din vârtești. Dar pe drum nu alerga decât praful ridicat de un vânt păltăreț, praf ce se încolăcea, întocmind niște vârtejuri ce dau fuga unele după altele ca bețele unei rășchitori în mișcare. Tambulache își lăsă ochianul, își mai ștergea sudoarea de pe frunte și Ocoana paraschiva se scobora în argea ca să mai vadă de țesutul scoarțelor. Fetele, în lipsa lui, se lăsa să rădecules pentru a se spengui cu băieții care le săcăiau ori le apucau pe la spate și le așezau pe vrute nevrute pe genunchi. Mai spre fundurile livezii, vreo doi-trei vlășgani zgăcinau pomii și, ca să facă haz, potopeau peste fete o ploaie de răpăitoare prune. Cele mai cogonețe, de cum le alunecau între cămoșile desfăcute, li se duceau de-a lungul piepturilor pârlite, și, oprindu li se între sâni, li se mișcau acolo cu gâdilări ce le făceau să se pornească pe râs sau să scoată mici țipete. La vederea pitarului, care se înapoiase în ogradă, râsetele și glumele încetară și tot se puseră de iznoavă pe lucru. Dintre băieți, unii băteau prunii cu niște prăjini lungi, alții se urcau în el. Alții le adunau de jos și rânduiau la o parte, movile lângă movile. Și pe rând pitarul trecea de la unii la alții, păsările speriate și părăseau cuipurile ascunse, în ulmi ce dincolo de vâlceaua și despărțea prunăria în două, iar vântul băltăreț plutea pe deasupra pomilor, ducând spre pădure mirosurile molipsitoare ale apelor stătute. Trana Stanchei, fadă de 13 ani, scutura în vremea asta un prun ce crescuse cam singuratic în mijlocul unei mici poieni dar fiindcă roadele necoapte bine nu cădeau, dânsa, sprindenă și răzătoare, se urca între crăciile prunului, măcar că vântul îi luase pe sub fusta și cămașa, răsfrângându-i-le mai sus de genunchi. Nița al dascălului, băiețandru de 18 ani, care se făcuse de dragul mindirului militaresc, călăraș cu schimbul, pasă că îi pusese gândul, fiindcă îi toca veri și uscate și mai îngrin glumă mai cu dinadinsul, îi spunea că a devenit într-unul din ulmii de dincolo de pârleazul prunăriei, un pui de mierlă, cum n-a stat altul, cu totul și cu totul alb, cu grai de aur și numai pe sub burdă și pe sub aripi suropură. Trana, și Rata, frumușică de pică, cu gropițe în colțurile gurii, dar cu chipul încă de copil, iar un cap privir nebuneau, râdea, zicea că nu-l crede, îl lovea cu prune în cap, i-a zvârla câte una în gură, pe care el o prindea din spor și o strângea între buzele lui roșii și cu mustăți mijitoare. Dar făcea ce făcea și tot de puiul de mierlă îi vorbea iar când Trana se da jos din pom, o lua cu binișorul să o ducă de partea ulmilor, să o facă să sară pârleazul cu el, doar de ori găsi puiul cu norocul, al Cucu, în cuib la căldură. Și aproape pe negândite, așa cum n-ar fi crezut nici el care să-i se întâmple, se pomeniră între ulmii cei mari, cu părleazul trecut și departe cu totul de culesul prunelor, printre dese tufișuri de măcei și de porumbe vinete, el tot făcându-se că nu și-am duce aminte în care ulme cuibul, și a tot spunându-și că a fost proastă, că l-a crescut și toți mucindu- se să scape de brațul ce-i strângea mișlocul. Și cum Niță și apropiase obrazul de al ei, el îi jură că are să-i arate cu adevărat pe năprasnicul pui și, dând într-o parte ghimpoasele crăci ale lui mărăciniș, se strecură cu ea până la rădăcina celui mai înalt dintre ulmi, cel pe semne cu puiul de mierlă între crăcile lui. Și cum buzele ce îi se făcuseră de foc furaseră fără de veste pe ale ei, Strana, care vruse să se smulgă de sub arsura lor, se pomeniste, fără să știe cum, că alunecă și cade, dar, odată cu aceasta, simțise că se surpă peste ea și cerul, și pământul, și copacul, și niță, și puiul de mierlă, și tot. Prunăria urma însă să răsune de râsete și de glume, de răpirea prunelor și strălucea ca mai înainte suprafuirea aurului frumoasei zile de august. Cu toate astea, soarele cam își căpăta spre apus și stambulache care se uitase la ceasornic se cam încruntă. Cum adică, ceasurile cinci trecuseră și Costică nu sosea, măcar că îi trimisese poștalionul la oraș cu dimineață? Cu coana paraschiva, în odaia cea mare, unde întinsese masa, auzise bătând chindia în toaca de fier. A doua zi fiind duminică și era tot așa de îngrijorată. Vai de ea și de ea, s-o fi bolnăvit, s-o fi întâmplat ceva, l-o fi răsturnat răsura, ce să fie? Și felul de prăpăstii îi veneau în minte, o făceau să-i tremure mâinile și să risipească piperul pe masă, deasupra căruia se grăbea să arunce sare, ca să nu iasă vreo ceartă. Iar de câte ori se deschidea ușa și intra floarea, un fel de fată de suflet, țărancă pe care o crescuse de la vârstă de cinci ani, inima ei o lua iute. Tot nimic, floare? -o. Apoi, fără să aștepte răspunsul, Pune curcanul la mijloc și, trecând de la una la alta, ticălosul de Tudorache, să o fi îmbătat, mai ști, o fi făcut vreo poznă. Să bași de seamă să nu cumva să dea ciorba în foc. Unde e urda? Azi mă să nu arunci la cuptor decât când s-o zărit răsura. Floarea, fata de 18 ani, frumoasă ca o zână, în zevelcă țărănească, dar cu cizmulițe de brunel, umbla prin casă, ieșea, intra, aducea tăv cu poame, farfurii cu mezeluri. Pe fața mesei, albă cu duș de borangic, se grămădea toată în casei, caimacul, laptele covosit, laptele cu orez, cu zahăr și scorțișoară, pisată pe deasupra, peștișorii mărunței ai plăviței, înfipți în frigărui de lemn și fripți după ce fusese răpicați cu unt proaspăt, limbile de porc afumate, mușchi și, la mijlocul mesei, după cum și poruncise cu coana paraschiva, curcanul auriu, între mere domnești, între pergamute și prune călugărești, iar în două cutii deschise, curmale de târg. Tot cam la mijloc, patru mari clondire cu vin de orodel și două butelii pecetruite cu vin de crasna. Ospățul părea pregătit pentru 20 de inși și cu coana paraschiva, cu toată grija ce o turbura, nu-și putea stăpâni mulțumirea uitându-se la masă, peste care arunca priviri înfășurătoare. Paraschivo, paraschivo, s-a auzit odată din foișor. Era glasul lui Stambulache care, în neastâmpărul său, se întoase în certac și luase ochianul. Nu mai încăpea îndoială, de data asta trebuia să fie costică. Trăsura îi se arătase la început cu un punct ce aluneca cu iețeală în mijlocul unui nor de praf. Dar punctul se apropiase, se mărise, se făcuse trăsură cu patru cai la roată și cu doi înaintași și ajunsese la priporul unde urma să se abată de pe drumul cel mare, pe valea plăviței în jos. Nedumirirea nici nu ținu de altfel mult. Trăsura trecuse în adevăr de pripor și o cărmise drept spre sat, opintindu-se printre golonțate și făgașurile împietrite de soare către podul de bârne al plăviței. Stambulache cobură câte două, două trepte, iar bătrâna, rămasă în foișor, apucă și ea ochianul și, nemai putându-se îndoi, își vâlfâi Batista ca și cum Costica ar fi putut să o vadă. Din prunărie, flăcăii care își desumețeau mânecile pătrundeau în curte câte trei și câte patru și urmați de fete, fiindcă isprevnicelul oprise culesul din părunca capitarului, se înșirau de-a lungul jignițelor de deci scânduri ori se așezau pe supătule. Vorbele, glumele, mișcarea umpleau curtea dar butia fusese desfundată de argați și toți se trăgeau într-acolo și se uitau cu jind la ea. Dar undi, zărind doi lăutari ieșiți ca din pământ, cinghinele care, în anterie zrânțăroase, strângăneau coardele de la copsă și scârțea o vioară, își dau cu cotul, strigau, să trăiască cu conul sambulache. Când trăsura s la poartă, soarele sfințea pe după dealuri, oalele cu vin trecuseră din mână în mână, firele din sprâncenele pitarului se zbârliseră și se despârliseră de bucurie. Floarea aruncase azimă la cuptor. Cu coana paraschiva se hotărâse să-și întâmpine băiatul la crucile din vale, și lautarul cu vioara după poruncile chefuite ale pitarului. Trage cioară din vioară să se audă de la moară. Când tată rupea pământul, copzarul îi ținea isonul, fetele bătuseră curtea sub un început la horă. Costică, tânăr de 22 de ani, cu flăcări răscolitoare în ochi, înalt și subțire ca o mlădiță, fire nervoasă, dar puternică, sări jos în mijlocul strigă de rol de bunavenire. El își ascunse capul pe sânul mamei sale, care nici nu a ajunse în poartă, îi sărută mâinile, trecu la tatăl său, de-al cărui gât se aruncă, mulțumiță ranilor, roșindu-se de câte ori o fată își ducea mâna la gură și la frunte, și, ca să scape din încurcătură, întrepă de masă. Mama se repezea atunci pe scară, stambulache, costică și preotul o urma. Pârful ieșea în capul scării cu un clondir de țuică pe o tavă cu pâine și cu sare. Singura floare nu se arăta, își făcea de lucru, își băga capul prin dulapuri. Pătrâna, prea uimită ca să-și dea seama despre ce se petrecea, schimba apa de prin paharele cu beverbine, cu busuioc și rozmarin, cu ochiul boului și cu alte flori de țară, ștergea ochii lacrimați, tușea, își sufla nasul cu zgomot. Ministru, să te văd ministru, se auzea glasul lui Stambulache în foișor și pitarul mai da o țuică peste cap. Sfinția sa își barba, bea cu smerenie, își lingea buzele, mai bea câte nițel, se oprea, părea munci de gândul să rostească un logos. Dar pârvu, care lăsase tava cu rachiu pe un scaun de paie, se urca pe scară cu ciorba, un castron alb cu marginile albastre. Floarea, când Costică intră în casă, vrut să-i sărute mâna. Ce, glumea? Apoi s-ar fi putut una ca asta, nu copilăriseră ei împreună, n-alergaseră după cuipuri, nu se daseră de-a dura pe coastă printre burioni și mărăcini și mai aveau ei astâmpări cât e ziua de mare, aici căsărându-se prin duz și nuci, aici mâncând dude și porumbe de se întorceau cu mâinile și buzele vinete? Dar muriștele ce le făceau pe nisip, aducând la ele câte un fir de apă pe care îl furau izvoarelor din apropiere, dar jocul lor de după ciuturile cu coperișul înflorit de reuștean și de păpădie, o de pălămidă și de urzici, apoi socul cel mare din care tăiau crăci și făceau pușcoace, ce, asta nu fuseseră? Și crede dumne ei că copilăria se uită așa de ușor și că, dacă el a fost la București, nu s-a mai gândit la nimeni? Ei, aș! Ce sunt atunci firii de mătase răurați cu sticlă pisată, cum poartă numai cu coanele de la Râmnic și de la Craiova, și pe care i-a luat anume pentru dânsa de la cel mai de seamă marchitan din București? O să-i vadă, mă rog, când și-o deschide la ada și și-o descărca lucrurile, dar, până atunci, să facă bine să stea jos. Iar de pe scaun, Costică o apucă de amândouă mâinile și o așeză cu sila la masă, spre marele haz pe care îl făceau pitarul și popa smarandache și chiar cu coana paraschiva. După cum se întâmpla totdeauna în asemenea împrejurări și la mese de așa fel, ciorba de potroace fulipăită în zgomotul buzelor și lingurilor, iar pe barba și mustățile preotului, zama galbenă se agăța cu stropi mari, ce, când nu recădeau în taler, se pierdeau în păduratice adâncimi. Când veni rândul mezelurilor, când se umplură și se goliră paharele de mai multe ori, când se aduse claponul cu hrean și, mai cu seamă, când pitarul stambulachii despică curcanul cu gușa grasă și carne rumenă, vorbele cele a început se târau pe deasupra mei, se izburară și se încrucișară, se topiră una în alta, ne lăsând să se audă decât crâmpei din cele care se spuneau. Finul de orodel deslegase toate limbile. Ministru, să te văd ministru!" Nu contenea să se audă de câte ori bărtrânul își ridica paharul. În vremea asta, Costică vorbea despre București, floarea despre zăvoiul de la moară, bătrâna despre căimăcămia lui Iancu Pipescu, popa despre patrafirul ce îi se rupsese. București, ce oraș, ce lume, dar și câtă ticăloșie! Da, în vremea mea, boierii, și toată lumea cu Coana Paraschivo, toată lumea era credincioasă. Mai ții minte, domnule Costică, cum era să ne înnecăm în plăvița? Ne duseserăm la moară. Stambulache însă ridică paharul. Ministru, să te văd ministru, strigă el cu glas păinjenat, cu capul dat pe spate. Când se sfârși masa și când ieșiră cu toții în foiușor, noptase dar isprăvnicelul îngrijise de un foc ce ardea cu vâlvătăi și se făcea că întunecimea de prin prejur să pară mai deasă, iar dinspre el urca un puternic miros de porum copt pe care țăranii și îl prăjiseră în spuza lui. Hora luase la mijloc focul și chipurile aprinse răsăreau din întuneric. Voinicii care o învârteau și despre care avea să se ducă pomina, îi în lumină alături de fete în cămăși cu altițe, ori pierau înghițiți de noapte, după cum se ducea șocul, ce se strângea sau se lărgea, se încetinea sau se iuțea, da pe brânci, scuituia bătătura și casa, cu tremura dealul. Băieții cei de tot tineri, cu dimie strâmtă și găitânată pe picioare, cu scurte minte în umeri sau numai încămăși, cu căciulele pe ceafă, unii cu pălării de pâsă neagră înconjurate de flori, ridicau nori de praf cu săriturile lor, spucimau noaptea cu chiote și intrau și ieșeau din întuneric ca niște năluci. Bine legați, voiniți și frumoși, cu buzele abia înseilate de mustăți sau spelbi, oacheși sau roșcați, cu ochi negri sau cu ochi albaștri, era unul să nu fure câte o inimă și să nu se desprinde din horă cu câte o fată. Tot ce se vedea îi se părea lui Costică nou și tot ce vedea îl fermeca. Bucureștii se învățișau deodată urâți, cartea pe care o învățase, o curată de șertăciune, diploma lui de avocat, o nerozie, viața liniștită, fericirea erau aici, între dealurile unde se născuse, printre ogoarele din neam de neam ale stambuleștilor. Șesul plăviței, dealurile de dincolo de el, Pădurile și satele de pe coastele lor, pe care le ghicea mai mult decât le vedea, focurile aprinse prin noapte, biserica satului strămoșesc înnecată în întuneric, îi nevăleau din privire în minte, din minte în inimă. Urarea, strigătul de ministru, să te văd ministru, îi se părea acum o glumă. În ticna câmpului, în munca pământului, în aficea a fost tatăl și tatălui, iată, poate, iată, desigur, adevărata fericire, singura. Și dându-se jos din privor, el intră în horă. Cam bași la început, dar încurândând și el pe brânci, sărind și el cât zece, chiuind și el și uitându-și de diploma ca și cum n-ar fi fost, de codicele civili și de cel penal, de treburile politice și administrative, de drepturile și datoriile cetățenești. Lăutarii se duceau când spre o margine a horii, când spre cealaltă, și urmau, cu flăcări roșii pe obraz, să-și unul copza, celălalt vioara. Nița al dascălului cu boneta de cazarmă pe ceafă, cu cizme împintenate, în pantalonii ce-i trosneau pe picioare, în tunica de drill deschiată la piept, sărea cât zece. Uite așa, și așa, și încă așa. Trana asta pe care picioarele nu mai duseseră, se desprinsese din joc și, din umbra în care și-ascundea vânătăile și buzele stoarse, căuta să nu se mai uite la niță. Cu toate astea, ochii tot la el o duceau, la el care îi furase inima și mintea cu jeraticul din ai lui, cu părul lui scurt descăpăra scântei roșiatice. Hora, ce ajunsese un vârtej, îl răpea pe fiecare clipă și îl readucea cu aceeași uțeală. Împreună cu fete și cu băieți, el, când încăpea în câte o aripă de lumina a focului, da pe brânci, sărea cât zece și trăcea pe dinaintea ei, chiotind și cu de dealul. Tot așa, și așa, și încă așa, hei, hei! Și vârtejul ce părea că se domolește după ce a zvârlea afară pe mult se făcea iar nebunie. Hei, hei, uite așa, tot așa, și încă așa, hei, hei! Niță, care la rândul lui ieșise din horă, dede de trană rezemată de colțul unui pătul. Cu buzele între deschise peste un fier de pai pe care îl strângea între dinți, el se folosea de umbra în care focul lăsa acea parte a curții ca să-i petreacă un braț pe după grumaz. Dar ea se lupta, nu mai vrea, și fiindcă Niță tot nu o lăsa și o îmbrâncea mereu mai spre întuneric, ea ruga, Niță, 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 și rugându se părăsea în voia lui care, deși pe un alt drum, o ducea tot spre prunăria necată de întuneric, tot spre ulmul cu puiul de mierlă, pe când, din chiotele ce ajungeau, urmau să se desprindă, aici mai tare, aici mai aproape stinse, vorbele găfuietoare sau sușierate. Uite așa, și așa, și încă așa, hei, hei. Iar când se ridică luna, din hora ce se spărsese, nu mai rămăsese decât focul ce se stingea. Foișorul era pustiu, o liniște se lăsase asupra casei, iar răcăneii și câte o handă de câine luau în stăpânire noaptea ce se făcea în altă. Sfârșitul capitolului 1 Sfârșitul părții întâi